Bună dimineața, stimați prieteni, stimați colegi, mulțumesc presei că a dat curs invitației de a fi alături de noi pentru cele patru obiective pe care le vom prezenta astăzi și care au fost depuse și câștigată finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 5. Vreau să salut prezența și reprezentanților, directorilor celor patru instituții. Bineînțeles, în primul rând e vorba de bibliotecă și de unitatea medico-socială Gănești, pentru că celelalte două sunt clădiri ale Consiliului Județean. Mă bucur enorm de mult pentru că sunt investiții pe care le așteptăm de foarte mult timp. Și dacă ne uităm și la importanța clădirilor și la învergura și frumusețea lor, chiar trebuia să se intervină pe aceste clădiri. Și aici aș începe în primul rând cu Biblioteca Via Urechea, una dintre cele mai emblematice clădiri și instituții ale județului Galați. Așa, după cum bine știți, istoria acestei clădiri începând din 1800 și când a fost prima comisie europeană a Dunării la Galați și aș putea spune că practic s-a dat startul Uniunii Europene la Galați, atunci când Imperiul Rus, Imperiul Otoman, Austro-Ungar, Rusia și alte imperii erau membri ale acestei comisii. Scuze. Prin acest proiect nu se va schimba arhitectura clădirii, se vor păstra, sau mai bine zis, se va păstra arhitectura așa cum o știți, cum o vedeți și în momentul de față, dar bineînțeles că se va interveni pe ceea ce înseamnă structură, pe ceea ce înseamnă tâmplărie, pe ceea ce înseamnă sistemul de climatizare, pentru că acolo sunt cărți și trebuie să aibă asigurată și climatizarea. Și bineînțeles, sisteme de încălzire care să reducă consumul de energie, și aici vorbim de panouri fotovoltaice, de pompe de căldură. Valoarea investiției este de 7,6 milioane de lei și am să rog pe colega mea, pe doamna director Iepure, să ne prezinte proiectul cu detaliile tehnice. Deci întreaga valoare a proiectului va avea ca drept scop doar strict partea de renovare energetică. Ca aplicant este Consiliul Județean Galați în calitate de proprietar al infrastructurii. Așa cum a spus și domnul președinte, bugetul total al proiectului este de 7.616.119,86 lei. Și valoarea financiară nerambursabilă acoperă în integralitate bugetul total. Deci decontarea se face în proporție de 100%. Durata proiectului este de 27 de luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, care a fost în luna decembrie 2022. Obiectivul general al proiectului, așa cum bine intuim, este renovarea energetică a corpului a bibliotecii și crearea unei infrastructuri adecvate termic și energetic necesară desfășurarea activităților în condiții optime. Precizând faptul că mai sunt și alte tipuri de lucrări, de intervenții, principalele operațiuni vor fi cea de înlocuire a tâmplăriei exterioare, de izolare termică a clădirii, în principal pe interior, dat fiind că nu putem modifica elementele de arhitectură ale acestea, fiind monument istoric, înlocuirea corpurilor de încălzire, modernizarea instalației de distribuție a apei calde, atât pentru consum cât și pentru încălzire, modernizarea instalațiilor de iluminat, realizarea unui sistem de management al consumurilor energetice și a unor sisteme inteligente de gestionare a energiei, introducerea unor sisteme alternative de producere a energiei și aici amintim panourile fotovoltaice, pompele de căldură aer-apă, captator solar termic și o stație de încărcare pentru mașini electrice cu două puncte de reîncărcare. Acestea sunt pe scurt lucrările principale cuprinse în cadrul acestui proiect. Ca indicator de proiect, principal indicator
fiind vorba de o componentă de renovare și eficiență energetică, vizează reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire cu aproximativ 47,74%, reducerea consumului de energie primară de 34,13% și la emisiilor de dioxid de carbon de 41,32% în comparație cu starea actuală existentă al acestui corp de clădire. Aceasta sunt imagini înainte și după implementare. V-am mai zis, exteriorul clădirii nu va suferi modificări față de situația existentă, fiind monument istoric. Și așteptăm să ne vedem după finalizarea proiectului ca să vă prezentăm fotografii după realizarea investiției. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna director, într-adevăr... Să nu mai spună lumea că avem ceva cu constructorii. Noi. Da, avem ceva cu constructorii care nu-și fac treaba. În schimb, cei care își fac treaba, îi așteptăm cu mare drag să vină la proceduri și la licitații. Un al doilea obiectiv pe care voiam să vi-l prezentăm astăzi, aș vrea să le prezentăm pe toate cele patru, după care știu o să intervină și colegii și reprezentanții instituțiilor, adică conducerea bibliotecii și conducerea unității medico-sociale Gănești și apoi așteptăm întrebările dumneavoastră, dacă sunt întrebări legate de proiectele astea. Al doilea proiect este cel legat de Unitatea Medico-Socială Gănești. Așa, după cum bine știți, Consiliul Județean Galați a făcut o construcție nouă acolo pentru ca spitalul să poată, sau Unitatea Medico-Socială Gănești, să poată să fie acreditată. Aș putea spune că în momentul de față cred că este printre puținele sau cred că prima unitate medico-socială din România acreditată, care îndeplinește condițiile de funcționare, pentru că acum 3 ani de zile la Gănești a fost construită o clădire nouă cu tot ceea ce înseamnă circuite, adică cu circuitele aferente și dotarea necesară pentru ca acel spital să poată să fie acreditat. Bineînțeles că au mai rămas clădiri acolo vechi, clădiri care trebuie să consolidate, care trebuie să reamenajate și clădiri care trebuie să îndeplinească normelor și cerințelor sanitare. Și ca să vă dau un exemplu așa, erau înainte de a face acea clădire nouă, erau, cred că, 3-4 saloane la o baie comună. Gândiți-vă cam cum arăta și cum arată clădirea de acolo. Mă bucur că am reușit și pentru restul de pavilioane să obținem finanțare. Aici finanțarea este de 9.700.000 de lei. Cofinanțarea Consiliului Județean este, sau cheltuielile neeligibile sunt destul de mari, vorba de 4 milioane de lei din 9.700.000, adică 5.700.000 înseamnă grantul de finanțare și 3.980.000 înseamnă cofinanțarea Consiliului Județean, pentru că e nevoie de consolidarea clădirilor, de recompartimentarea acelor clădiri. Și bineînțeles, ca și la biblioteca Vea Urechea, și aici ne dorim să reducem consumul de energie electrică, ne dorim să sistematizăm absolut tot ceea ce înseamnă clădire, schimbat rețele electrice, tâmplărie, bineînțeles partea de încălzire, unde să punem și acolo panouri fotovoltaice, dar și pompe de căldură pentru a reduce consumul de energie și pentru a reduce, bineînțeles, ceea ce ne interesează foarte mult și reducerea costurilor cu încălzirea. Am să rog pe doamna director Epure să ne prezinte și proiectul ăsta. Aici procedura de licitație este mai avansată, practic undeva pe 25 ianuarie, luna asta, sunt depunerile de ofertă pentru constructori. Sincer, același lucru îl spun și aici, așteptăm constructori serioși care să-și facă treaba.
situează la 5.765.339,24 lei. Menționez aici faptul că acesta este valoarea maximă a finanțării care putea fi obținută pentru aceste corpuri de clădire, ele fiind calculate în funcție de metri pătrați, suprafață desfășurată metri pătrați acestora. Într-adevăr, valoarea cofinanțării, respectiv cheltuielile ineligibile, este destul de ridicată, dar asta permite realizarea tuturor lucrărilor necesare pentru atingerea indicatorilor de proiect. Deci, valoarea cofinanțării Consiliului Județean Galați va fi de 3.986.394,22 de lei. Durata proiectului este de 29 de luni. Data semnării contractului a fost tot... luna semnării contractului a fost tot luna decembrie 2022. Ca obiectiv, similar celorlalte proiecte, este renovarea energetică a pavilionelor 1, 2 și a pavilionului central din cadrul unității medico-sociale Gănești, precum și crearea unei infrastructuri adecvate termic și energetic. Ca și la proiectul bibliotecii, principalele lucrări de intervenție sunt cumva similare, dar în plus evidențiem lucrările de consolidare a clădirilor și partea de recompartimentare a spațiilor interioare, astfel încât să fie asigurate toate circuitele de funcționare a acestei unități medico-sociale. Menționăm aici izolarea termică a clădirilor, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare, întrucerea pompelor de căldură, modernizarea instalațiilor de iluminat, sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, management integrat al consumilor de energie și introducerea de sisteme alternative de producere energiei electrice și termice prin panouri solare fotovoltaice, captatoare solare termice și microcentrale cu cogenerare, în altă performanță. Acestea sunt pe scurt lucrările care vor fi realizate în cadrul acestor obiective de investiții. Ca indicator de proiecte, ei sunt calculați pentru fiecare corp de clădire separat. Pentru pavilionul central se propune reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire cu 57%, reducerea consumului de energie primară de 38% și a emisiilor de dioxid de carbon de 41% în comparație cu situația actuală. Pentru pavilionul 1, reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire va fi de 53%, iar reducerea de consumului de energie primară va fi de 44% și a emisiilor de dioxid de carbon de 43%. Bineînțeles, raportat la situația existentă. Pavilionul 2, după implementarea proiectului, se va registra o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire cu 55% și o reducere a consumului de energie primară de 31% și a emisiilor de dioxid de carbon de 40%, bineînțeles, raportat la situația existentă. Aici sunt câteva fotografii cu clădirile așa cum arată acum, spre deosebire de proiectele unde avem în vedere clădiri, monumente istorice sau aflate situate în zone protejate de punct de vedere arhitectural. Aici nu este cazul, e singurul proiect care nu are astfel de situație și atunci înveloparea și izolarea termică va viza și suprafața exterioară a clădirii. Mă bucur enorm de mult, știți foarte bine, pentru că Găneștiul a fost o unitate sau o instituție la care sau peste care ne-am aplecat mai mult din cauza că a fost mulți ani, foarte mulți ani de zile subfinanțată, foarte mulți ani de zile nu s-au făcut investiții în acea instituție și este nevoie ca și acei oameni, 150 de oameni, să beneficieze de condiții normale, umane și civilizate de trai. Mulțumesc, stimați colegi, pentru că ați depus tot efortul ca și acest proiect să fie câștigat de Consiliul Județean și să putem să facem investiții și acolo. Un alt proiect este vorba despre o clădire a Consiliului Județean aflată în strada Eroilor numărul 13. Este o clădire de patrimoniu, o clădire în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean, colegii din Consiliul Județean. Are o valoare de
investiție de 2.581.000 de lei. Valoarea nerambursabilă este de 1,7 milioane de lei. Partea de cofinanțare a Consiliului Județean este de 820.000 de lei. Și pentru această clădire, același lucru ca și la celelalte clădiri, se dorește practic reducerea consumului de energie electrică, dar în același timp și reamenajarea și consolidarea clădirii, pentru că sunt clădiri vechi, sunt clădiri de patrimoniu și a fost singura soluție și singura oportunitate ca aceste clădiri să poată beneficia de investiții cu fonduri europene. Doamna director, vă rog să ne prezentați și proiectul ăsta. 1,94 de lei, restul fiind decontare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Durata proiectului este de 29 de luni. Ca obiectiv similar cu celelalte proiecte, este renovare energetică moderată și consolidarea seismică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor numărul 13A și crearea unei infrastructuri adecvate termic și energetic. Amintim aici principalele lucrări de intervenții care sunt propuse în cadrul acestui proiect: consolidarea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare, izolarea termică a clădirii fără a afecta elementele de arhitectură, înlocuirea sistemului de climatizare și ventilare, modernizarea instalațiilor de iluminat și instalațiilor electrice, managementul integrat al consumurilor energetice, sistem inteligent de umbrire pentru sezonul cald și introducerea unor sisteme de alternative de producere a energiei electrice și termice prin panouri fotovoltaice, pompe de căldură aer-apă, captator solar termic. Ca indicator de proiect, amintim reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire cu 59%, reducerea consumului de energie primară de 53% și a emisiilor de dioxid de carbon de 45% în comparație cu situația actuală existentă. Dar aici sunt câteva fotografii ale clădirii existente și cu ceea ce se propune. Mulțumesc. Clădirea din strada Eroilor numărul 16, valoarea investiției este de 6,3 milioane de lei, 4,1 milioane înseamnă valoare nerambursabilă, iar 2,2 milioane de lei înseamnă valoarea de partea de cofinanțare a Consiliului Județean și aici sunt cheltuieli neeligibile cu consolidarea. Și același lucru ca și la celelalte clădiri, ne dorim să, în afară de a schimba partea de rețea electrică și celelalte rețele, ne dorim să reducem consumul de energie electrică prin montarea de pompe de căldură, prin schimbarea rețelei de energie, dar și montarea de panouri fotovoltaice și de tâmplărie. Și aici am să rog pe doamna director Laura Angheluță să ne prezinte proiectul, pentru că acest proiect îl gestionează Direcția de Dezvoltare a Consiliului Județean. Al Consiliului Județean Galați, cu un buget total de 6.314.432 de lei, din care contribuția Consiliului Județean Galați se ridică la 2.217.475,96 de lei, diferența fiind finanțarea asigurată din PNRR, o durată proiectului de 30 de luni, prin care ne propunem să realizăm lucrări pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a imobilului Eroilor 16, în vederea asigurării funcționalității clădirii și, bineînțeles, a desfășurării activității în condiții optime a angajaților aparatului de specialitate a Consiliului Județean Galați. Printre principalele lucrări pe care le avem în vedere, vizăm consolidarea și termoizolarea imobilului, înlocuirea tâmplăriei atât cea exterioară cât și cea interioară a acestuia, bineînțeles, a sistemului de încălzire și climatizare, modernizarea instalațiilor de iluminat, realizarea unui sistem de management energetic integrat, inclusiv realizarea unor sisteme alternative de producerea energiei regenerabile prin panouri fotovoltaice, o centrală termică în condensație și instalații cu pompe de căldură. Ca și indicator de proiect, reducem cu 55% consumul anual specific de energie finală pentru încălzire, cu 50% consumul de energie primară și 50% emisiile de dioxid de carbon, comparativ cu situația actuală. În ceea ce privește
partea de cum va arăta după implementare mobilul, aveți câteva imagini ale acestuia. Iar echipa de proiect vă mulțumește pentru faptul că suntem astăzi aici și mai ales dorim succes tuturor. Cum bine știm, va fi și mai mult de muncă, pentru că e vorba de situații de făcut, de situații de raportat, situații de progres și tot așa mai departe, de dialog cu constructorul, de dialog cu finanțatorul, mai ales că, așa după cum știm, Programul Național de Redresare și Reziliență are și un termen de implementare destul de scurt, e vorba de 2026, până când aceste proiecte trebuie implementate, în afară de celelalte pe care le-am mai prezentat, și anume Grădina Botanică, Complexul Muzeal de Științele Naturii. Aceste patru proiecte prezentate astăzi însumează 27 de milioane de lei ca și valoare a investiției. Așa cum am spus, procedurile de licitație au fost demarate, pentru că n-am așteptat să facem lansarea proiectului și apoi să demarăm. Am demarat și proceduri de licitație în paralel cu verificările făcute de cei de la Ministerul Investiției și Proiectelor Europene. Ca atare, mă bucur enorm de mult că reușim ca aceste clădiri să fie renovate, pentru că, vă dau un exemplu, Biblioteca Vea Urechea, noi am mai încercat și în anii anteriori să găsim surse de finanțare pentru a fi, pentru a face investiții acolo, pentru a schimba sistemul de climatizare, care e foarte important pentru cărțile din bibliotecă, pentru că sunt anumite manuscrise de o valoare foarte mare și foarte vechi, și atunci și condițiile de depozitare sau de condițiile în care trebuie ținute aceste cărți sunt foarte importante. Și aici mă refer la umiditate, la, climatizare. Și nu am reușit să găsim, am încercat atunci și pe fonduri guvernamentale, la Ministerul Culturii, am încercat și pe alte surse de finanțare transfrontaliere, dar și alte fonduri de investiții și nu am reușit. Mă bucur că, în sfârșit, această clădire atât de importantă și emblematică pentru județul Galați și pentru România, în sfârșit reușește să beneficieze de investițiile de care are atât de mare nevoie. Doamna director Corina Dobre, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, vă rog. Vă mulțumesc. Bună ziua. În primul rând vreau să adresez mulțumiri domnului președinte Costel Cota și echipei sale de la Consiliul Județean Galați. Avem mare, mare nevoie de această investiție. Ne bucură nespus sprijinul acordat de Consiliul Județean Galați, pentru că în permanență a fost alături de noi. De fiecare dată când am avut nevoie, am avut întotdeauna o mână întinsă, iar acest lucru contează foarte, foarte mult. Vă spun, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii din țară, suntem una dintre puținele biblioteci care beneficiază de atât de mult sprijin și atât de mult suport din partea ordonatorului de credite, respectiv Consiliul Județean Galați. Cu atât mai mult ne bucură acest proiect, pentru că, având în vedere că anul trecut Palatul Comisiei Europene a Dunării a devenit marca patrimoniului european, distincția acordată de Comisia Europeană, datorită unui proiect foarte serios și ambițios la care am lucrat împreună cu colegii de aici, din cadrul Consiliului Județean Galați, colegii de la bibliotecă, și le mulțumim tare mult. Am reușit să obținem această distinție și, pe de o parte, proiectul Investiția Consiliului Județean Galați pune în valoare și mai bine clădirea monument istoric, iar, pe de altă parte, ne ajută să reducem costurile cu energia. Instalațiile pe care noi le avem la momentul acesta sunt foarte vechi, sunt degradate, nu mai fac față, nu mai dau randament, nu mai sunt eficiente, atât în ceea ce privește păstrarea în bune condiții a cărților, cât și pentru angajații instituției. Și avem mare, mare, mare nevoie de această investiție și vă mulțumim din tot sufletul, pentru că ne sprijiniți în continuare. După cum bine știți, de curând am pus la dispoziția publicului și un tur virtual pe care l-a realizat Consiliul Județean Galați,
prin centrul Europe Direct și iată că vine o nouă investiție dedicată bibliotecii, comunității gălățene și de ce nu comunității europene în condițiile în care clădirea Monument Istoric este marca patrimoniului european. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care îl oferiți. Vă mulțumim că întotdeauna ne-ați susținut, întotdeauna ne-ați ajutat să mergem mai departe. Datorită fondurilor asigurate de Consiliul Județean Galați și a investițiilor asigurate de Consiliul Județean Galați, biblioteca reușește nu doar să funcționeze, ci să se dezvolte, să evolueze așa cum de altfel și trebuie și încercăm să punem la dispoziția gălățenilor servicii de calitate și tot mai bune. Evident că întotdeauna există loc de mai bine, dar noi suntem una dintre acele biblioteci din România fericite și pentru asta vă mulțumim foarte mult. Mulțumim, doamna director, și noi. Așa cum am spus și repet, este o clădire emblematică și trebuie să avem grijă de ea, pentru că acolo s-a scris istorie, s-a scris parte din istoria României, parte din istoria Galațiului și foarte mulți oameni pășesc pragul acelei instituții anual pentru a citi o carte, pentru a se documenta, pentru a studia, de aceea avem nevoie de cultură atât de mult sau poate avem nevoie de, aș putea spune, că avem nevoie de cultură mai mult ca niciodată. Cel de-al doilea obiectiv, așa cum l-am prezentat, este vorba de Unitatea Medico-Socială Gănești și am să rog pe doamna director Modiga Stella să ne spună câteva cuvinte despre importanța proiectului și ceea ce modifică sau ceea ce ajută la buna funcționare a Unității Medico-Sociale Gănești. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc în primul rând domnului președinte Costel Fonda, care și-a orientat atenția asupra Unității Medico-Sociale Gănești, care a cam fost uitată de lume. Este singura unitate de asistență medico-socială care asigură cazarea bolnavilor cu tulburări psihice cronice. De fapt, este o instituție care a luat naștere prin desființarea Spitalului de Psihiatrie și transformarea acesteia într-o unitate care să găzduiască persoane cu tulburări psihice cronice pe o perioadă mai mare de 29-30 de zile, așa cum se asigură în spitale. E adevărat, unitatea s-a înființat în 2003. De atunci s-au depus eforturi susținute pentru ca aceste categorii de persoane să beneficieze de servicii sociale de calitate conform legislației în vigoare și a asigurării serviciilor sociale la standardele minime de calitate conform Ordinului 29 care aprobă aceste standarde și în baza căruia de fapt s-a și obținut atât acreditarea serviciilor sociale cât și licențierea serviciilor sociale. E adevărat, ne-a ajutat foarte mult construirea pavilionului nou, pavilionul numărul 3, care are toate circuitele funcționale, care asigură câte o baie la maxim 3 bolnavi, spre deosebire de celelalte pavilioane, unde, așa cum spunea și domnul președinte Costel Fotea, deci erau 3, 4, 5 saloane care asigura baie la 18 bolnavi. Deci, gândiți-vă, bolnavii psihici nu pot aștepta la coadă și nu înțeleg că ei mă scuzați, am eu. Într-adevăr, gândiți-vă ce înseamnă 18 persoane, 18 persoane care nu suferă și nu au nicio problemă, medicală, mentală, dar gândiți-vă 18 bolnavi care sunt ținuți acolo, într-un regim de calmitate datorită unei medicații. Gândiți-vă că 18 oameni trebuiau să intre la o singură baie, la un singur duș și asta s-a întâmplat cu mulți ani de zile. Sper ca să înțelegeți sau să înțeleagă unii de ce m-am aplicat atât de mult spre acea unitate medico-socială. De altfel, după cum știți, prioritatea Consiliului Județean și a mea ca și președinte întotdeauna din 2016, de când am devenit președintele Consiliului Județean, prioritatea numărul 1 a fost sănătatea. De altfel, nu există unitate sanitară în Galați, în subordinea Consiliului Județean, unde să nu fi fost făcute investiții majore
atât în ceea ce înseamnă infrastructură, cât și aparatură medicală. De aceea vă mulțumim, doamna director și dumneavoastră și echipei medicale de la Spitalul Gănești, pentru că am să o spun și am să o repet, gândiți-vă că sunt oameni acolo de 20 de ani sau de 25 de ani, care în afară de infirmierile, personalul medical, asistentele de acolo și ceilalți colegi pacienți, oamenii aia n-au mai văzut altcineva niciodată. Aș vrea să specific în acest context că în rândul beneficiarilor sunt și medici, asistenți medicali, economiști, care au ajuns într-o stare avansată de degradare psihică și care merită condiții optime de viață. Vă mulțumesc, mulțumesc întregii echipe pentru care au contribuit la lansarea și la execuția acestei lucrări pentru definitivarea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult încă o dată că sunteți alături de noi, că ați fost prezenți astăzi și cu ajutorul dumneavoastră avem posibilitatea să prezentăm gălățenilor că suntem într-o dinamică continuă aici la Consiliul Județean și că, așa cum am spus dintotdeauna, orice sursă de finanțare pe care o va identifica Consiliul Județean cu fonduri europene va accesa aceste proiecte și programe. Mulțumesc mult, le doresc mult succes celor implicați în proiect, le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean pentru că nu este simplu, nu este ușor. Și vă spune un om care lucrează cu ei în fiecare zi și discută cu ei în fiecare zi. Succes tuturor!